Concursul interșcolar de cultură generală pentru liceeni The Best, organizat de televiziunea regională VPTV, și-a încurunat câștigătorii celei de-a treia ediții. Marea finală, desfășurată în sala Filarmonicii Paul Constantinescu din Ploiești, a adus față în față echipa Colegiului Național Ion Luca Caragiale din localitate și cea a Colegiului Național Mihail Cantacuzino din Sinaia. Marele premiu a mers spre Valea Prahovei. Putem spune deopotrivă că din calculele mele, și eu zic că sunt corecte, marele premiu nu mai rămâne la Ploiești. Marele trofeu, așadar, The Best, ediția 2014, Colegiul Mihail Cantacuzino din Sinaia. Mă mut aici lângă voi. Ediția a treia a fost cea mai amplă de până acum, cu numai puțin de 28 de echipe la start. A fost un concurs organizat pe baza olimpismului, adică un fair play de la început până la sfârșit, din partea tuturor organizatorilor, începând cu cei care v-au pregătit, începând cu prezența dumneavoastră în sală, începând cu cei care v-au prezentat subiectele și au prezentat concursuri și, de ce nu, și de la cei care au pus problemele, au făcut subiectele pentru concurs. De fiecare dată, oriunde merg, spun, în Prahova sunt niște copii minunați, niște profesori deosebiți, împreună vor dezvolta învățământul și sigur veți fi generația care cu siguranță ne veți plăti pensiile. Succes mai departe! Vă mulțumesc și eu în numele tuturor colegilor mei care au fost la superlativ, s-au implicat foarte mult în această competiție. Vreau să vă asigur de interesul nostru pentru comunitatea locală și pentru toate proiectele pe care tinerii le întreprind. Trebuie să-i promovăm, trebuie să-i ajutăm, trebuie să-i facem cunoscuți. Vreau să mulțumesc foarte mult sponsorilor, cei care ne-au sprijinit. Concursul The Best a fost organizat de televiziunea regională VPTV în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Prefectura Prahova și Camera de Comerț și Industrie Prahova și a beneficiat de sprijinul a numeroși sponsori.